Dragii mei, bine v-am regăsit la o nouă emisiune Nova Special. Invitatul meu de astăzi, ca în fiecare vineri, este profesor Dr. Ciprian Bâlbă, preot și psihoterapeut. Bine ați revenit! Bine v-am regăsit! Mulțumesc pentru invitație! Astăzi vom uh, vorbi despre valori. Valori. Da. Iată un cuvânt uh, foarte des folosit în în ult... și... Eu zic că foarte des folosit uh, în ultima perioadă. Uh, accentuându-se mai mult pe non-valori. Aha, deci folosit în legătură cu, cu non-valorile, da. 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 Um, ce e valoarea? Valoarea este evaluarea. Cum evaluăm? Cum interpretăm noi lucrurile? Um, ce e valoros pentru mine, nu e valoros și pentru tine. Um, valoarea e purtătoare de uh, sens moral. E ceea ce contează. E ceea ce ne coordonează viața. Chiar dacă nu vorbim de valori sau non-valori, ele ne dictează deciziile noastre. Pentru că suntem legați sufletește, afectiv, de ceea ce este important pentru noi. De valorile noastre. De deci spunem ce valori ai ca să spun Cine ești? Da. Din păcate, vedem în ultima perioadă, uh, valoarea omului nu mai contează așa de mult în uh, uh, societate. Vedem că se fac angajări pe pile, cum se spune în, uh, în popor. Pe ce rău? Pile cunoștințe, relații. Da. <laughs> vedem că ajung în funcții mari oameni care n-au habar de ce se ce întâmplă în uh, acel domeniu. Și asta, zic eu, duce la... Așa, vedem de asemenea la evaluările acestea din ultima perioadă care se fac cu elevii. Rezultate din ce în ce mai slabe. Vedem că Uh, crește numărul analfabeților funcționali. Oameni, adică copii care citesc și nu știu, nu înțeleg da. ceea ce. Ceea înțeleg ce înțeleg, dar nu pricep. Da. Și da. că ce ați făcut la școală, ziceam? Am învățat să, să scriem. Și ce a scris? Păi nu știu că nu știu să citesc. Da. Bine, asta e, e ca o glumă. Dar situația O Glumă serioasă. O... Înțeleg, dar nu pricep. O, o da. situație de genul acesta, zic eu, că va avea pe termen, chiar pe termen scurt, un impact negativ asupra dezvoltării țării. Deci, haideți să și mergem. Nu numai României, nu orice țară unde se întâmplă acest lucru. Da. Haideți să mergem pe principiu simplu. Cantitatea aduce calitate. Da? Funcția creează organul. Deci, făcând un lucru, te dezvolți. Da? Lucrând, mergând la sală și lucrând, nu știu, mergând pe bicicletă, se dezvoltă anumiți mușchi la picioare. Tot lucrând, tot lucrând, se dezvoltă tot mai mult acei mușchi. Da? Funcția creează organul. Ce faci, te face. Da. Noi alegem ce e important pentru noi și, și ce facem. Acum nu mai e o cantitate de elevi. Mulți români îs plecați dincolo. Valoarea patriei, pământul românesc, țara românească, țara noastră, țara mamă. Nu, uh, noi lo ne locuim limba. Da? Cuvintele frumoase spre limba românească, spre dorul românesc, ale lui Grigorie Vieru, ale lui Radu Gira, ale lui Nikita Stănescu. Ca să iau doar trei nume. Unde sunt aceste valori? Nu mai sunt. Românii sunt plecați, s-au dus. Deci nu mai sunt români în România. Sunt tot mai puțin români în România. De unde să ai rezultate mai bune? Dacă erau mai mulți, era și o, o, pe baza selecției o plajă mai largă de oameni care să fie uh, buni. O plajă mai mare de oameni. Dar noi, cantitativ, dispărem. Și din cauza condițiilor nu se mai înmulțesc românii. ce mă, abia am crescut un copil, ce să mai fac încă doi sau trei sau mai mulți? Da? Deci sunt, dacă omul gândește la nivel de supraviețuire, atunci, clar, românul scade cantitativ. Piere neamul la nivel, cum zice Părintele ne Bocan, la nivel genezic. Energia genezică sau genezele, dar nu se mai transmit mai departe, că nu au cui, nu mai sunt urmași. Deci noi ne dispărem prin implozia nenașterilor, nenmulțirii propriu zise. Concomitent cu plecarea noastră dincolo. În toată lumea. Da? Deci, practic, nu mai e de unde să selectezi oameni. Nu mai e o cantitate, un număr de oameni. Cu cât e numărul mai mare de, de oameni, cu atât este șansa mai mare de a descoperi valori intelectuale, profesionale, talente și așa mai departe. Deci cantitatea aduce și uh, calitate. Aici a și sistemul de învățământ. O da odată familia, pentru că cei șapte ani, șase ani de acasă acum, nu pot fi înlocuiți cu nimic. Nu, dar nu mai sunt ca acum 50 de ani, cei șase ani de acasă. Da. Și atunci, dacă deja pleacă cu o tară din. Uh, acest uh, interval de, de timp de șase ani de zile, copilul merge mult mai greu la școală. La școală de asemenea, dacă nu găsim niște instructori, vorbesc de profesori, învățători uh, foarte no, dedicați, da. foarte dedicați, de asemenea, nu există șansa recuperării acelui uh, gol lăsat în perioada cât a stat în familie. Apoi este relația școală-copil, școală-părinte, care are numeroase, numeroase lucruri care nu merg bine. Știți care e resursa care lipsește în toate aceste relații? Școală, comunitate, părinți, părinți, copii? Timpul. Timpul. Deci cineva ne dă de lucru foarte, foarte mult. Cineva vrea să fim tot timpul ocupați. Să fie mintea noastră ținută undeva, să ne gândim la ceva. Nu știu, la orată, la cum trăiesc mâine, la cum cumpăra aia, la faptul că nu mă descurc. Deci trebuie cine, oamenii să gândească la asta. Da? Ca să supraviețuiască. Și atunci nu mai au timp pentru lucrurile cu adevărat valoroase. Care ce înseamnă? Să fie alături fizic de copilul tău. Nu să-i dai bani. Că mulți părinți asta fac în ziua. Dau bani copiilor, compensând faptul că nu petrec timp de calitate cu copilul lor. Sau își dau bani unii altora, soțul, soției, își fac adouri mai consistente sau concedii pompoase. Dar acestea sunt indicii ale faptului că oamenii nu mai trăiesc constant, zilnic, timp de calitate împreună. Și atunci, alergând, dute te încolo, muncește, fă, rezolvaia, acutare, supraviețuire, au două săptămâni de concediu, e totul, e timpul nostru de calitate. Nu. Timpul de calitate cu celălalt îl petreci în fiecare zi. Acum și aici. Timp de calitate. Nu bani mulți, nu jucării constisitoare, nu concedii pompoase și apoi să pui poze pe unde am fost și ce am făcut. Da? Ci timpul de calitate. Acesta lipsește și îl compensăm prin cele, uh, cele materiale. Iar copilul, ce înțelege de aici? Uite, vă dau un, uh, un exemplu concret. Da? Uh, Mihaela, soția mea lucrează în învățământ. cea? E la mândră acolo. Copilul nostru merge, Luca, cel mic, merge la grădiniță. Și zice, mă duc după el, tati, după mine și zic, vin după tine. Și mă duc cu bicicleta, îmi place să le iau cu bicicleta și apoi mergem în tutărița cu bicicleta. La mea, când pot, când nu am program. Și uh, m-am dus după el. Și când m-am dus după el, am intrat în școală. Ce hai, tati, să mergem. Păi zic, hai să mergem către cancelarie, că și mami termină orele, ne întâlnim cu mami, ce nu vreau să ieșim afară cu copii Și am ieșit, ne-am oprit pe scăr, mă ținea de mână, și zâmbea și se uita la ceilalți copii și la părinții și buniții lor care au venit după ei și era tare satisfăcut. Și atunci mi-am dat seama de un lucru. Pentru el asta conta. Faptul că și după mine astăzi o venit cineva. O venit tăticul după mine. Bine, noi puteam să gândim ca adulți. Pă, păi mama ta e profesoară în școală asta. Ea este acolo tot timpul. Cei la părinți și bunici nu sunt acolo. Abia acum au venit. Deci tu știi că mama ta e acolo tot timpul. Dar nu asta conta pentru el. Conta că pe el nu-l aștepta uh, de fiecare dată cineva când termina orele. Și vă rog să mă credeți de când am înțeles treaba aceasta, cât pot de des la ora 12 mă duc frumos și l aștept. Nu mă mai bag după el în școală, îl aștept cu toți părinții frumos afară, astfel încât el când iese să-i vezi lumina aia în ochi, Tată, ai venit după mine și vine și sare în brațele meu. E, mă, sunt și eu în rând cu lumea. Mă așteaptă și pe mine tăticul. Ei, acesta este timpul de, de calitate. O definiție a lui. Nu să-i dai ban copilului, nu să-i asiguri un exemplu de nu știu ce poziție socială ai. Nu de asta are nevoie. Are nevoie de timp fizic cu el. Să fii pentru el. Asta este calitatea pe care el o preferă de la mine și poate v mai dat exemplu acesta în emisiuni, ce vrea un copil la de, de valori, da? ce e valoros pentru un copil, nu -i ce e valoros pentru unul. Pentru mine sunt valoroși banii, mâncarea, casa, mașina, siguranța. Pentru copil este relația cu tăticul, cu părinții lui. Lucram la o carte, aveam laptop, cu cărți acolo, scriam și Iustinia se uita la mine. Mare 14 ani, atunci nu știu cât avea, 7, 9 ani, cât avea. Și parcă acum îl văd în stânga, ce tati, nu vreau să fiu ca tine. Și mă la el, gândindu-mă așa, într-o fracțiune de secundă, cum să nu fi? Eu îți dau un exemplu, eu nu zic, mă, citește toată ziua, la mine vezi că citesc. Scriu o carte, o vindem, facem bani, câștigăm prin cultură, e un lucru frumos, ajutăm oameni care citesc acea carte, uite ce exemplu și eu pentru fiul meu. Și îl îmi zice, eu rămân, paf, ce tati, nu vreau să fiu ca tine, să uit la el. De ce, pui, tati? Ce toată ziua scrii și citești? Ce a vrut el să-mi spună? Tati, vreau să te joci cu mine. Am nevoie de tine. Nu de cărțile tale, nu de filozofia ta, nu de banii tăi. Am nevoie de tine. Nu vreau să fiu ca tine. De ce? Pentru că, uite, cărțile pe care tu, tati, le consideri o valoare, te îndepărtează de mine și eu am nevoie de tine. Pentru mine cărțile acum nu sunt o valoare, ci dragostea ta, prezența ta fizică. Da? Și de asta spun că ne lipsește acest exercițiu al empatiei cu copiii noștri sau cu persoanele dragi din viața noastră, ce au cu adevărat cei dragi nevoie din partea noastră. Noi credem a, că suntem muncim, că suntem harnici, că aducem bani, că asta e important. Ea întreabă, draga mea, treabă soția, cam cum te-aș mai putea eu ajuta? pe lângă faptul că muncesc în, nu știu, corporație sau unde lucrez de dimineața până seara. Da, e bine, ok, bun, avem ce ne trebuie, dar cu ce te mai pot ajuta? Da? Cum mai pot... Păi uite, să mai stai și tu cu copiii, sau uite, ar fi bine dacă mai pune și tu pe mâna pe admirator, știți cum îi zic eu la aspirator? Admirator. Nu, mult <gântu> îl admirăm, sau ne admiră el pe noi prin casă. Știți lucruri din acestea. Care înseamnă timp de calitate, servicii, care înseamnă, nu vor, vorba lui Gary Chapman, are și o carte, cele cinci limbaje ale iubirii, înseamnă a a-ți exprima iubirea față de celălalt. Prin timp de calitate, prin servicii pe care le faci pentru celălalt, da? folosind un pic mopul sau instrumentul ăla cu motor, aspiratorul, da? prin um, um, daruri făcute celuilalt. Prin cuvinte frumoase, prin contactul fizic, îmbrățișări, masaj, un sărut. Avem timp să ne îmbrățișăm când ne îmbrățișăm copii. Poate e singurul limbaj al iubirii uh, într-o zi față de copii că îi îmbrățișăm. Și poate sunt zile în care nu apucăm să îi îmbrățișăm. Să îi îmbrățișăm, duse îi să îi sărutăm după ce au adormit. Dar nu în stare de veche, pentru că nu avem timp. Și atunci ce valori le transmit copiilor mei? Dacă știu copilul meu când se va face mare, uh, va urâși școala și cartea. Păi cum că eu ți-am dat un exemplu, am citit, am studiat, am făcut emisiuni, asta mi-a plăcut foarte tare. Dar au fost vocația mea, așa am încercat să-i ajut pe oameni. Bun, am fost profesor, am învățat pe oameni, am predicat, le-am explicat la cabinetul psihologic lucruri, cum să vadă viața, cum... Bun, lucruri importante. Și el s-ar putea să urască litera și cartea. De ce? Pentru că a rămas cu sechela asta din copilărie că tatii n-a fost cu mine. El a citit, a studiat, a învățat, i-a ajutat, dar nu a fost cu, cu mine. Și atunci eu nu o să fac chestiunea asta, pentru că asta mă va îndepărta de familia mea și de copiii mei. Și eu, care zic că i-am transmis niște valori. Ce observăm în uh, zilele noastre, iarăși, că cinstea, onestitatea, uh, spiritul critic. Nu mai sunt considerate valori de marea majoritatea a populației. Vedem că au mai mult succes iesmenii, cei care laudă pe șefii fără să facă nimic deosebit între, între un angajat, că în emisiunea trecută ați adus aminte de întreprinderi și de avansări și. Uh, un angajat care într-adevăr e valoros și muncește și serios Dar de nu laudă ori, pe cine trebuie, dacă nu e promovat nu, nu e promovat, da și un uh, om mediocru care laudă care aduce, face temenele în fața șefului este promovat și este bine văzut da. cum valori se va dezvolta și valori. Da. Cum, cum se poate dezvolta o țară cu astfel de, de situații. Știți aici, vina e, e împărțită. Bun, cel care lingușește are un scop. Poate supraviețuirea lui. Mă, să am și eu un ban, să-mi plătesc rata, să mă descurc, să trăiesc, să mă duc într-un concediu. Are un scop. Dar răspunderea are și cel care se lasă lingușit. Da, fără îndoială. Fără îndoială. Adică uh, lingușala este o pedeapsă um, pentru cel care se lasă lingușit. În timp, este o pedeapsă pentru cel care se lasă lingușit. Pentru că lingușeala, tocmai asta e. Nu e un cuvânt de apreciere cinstit, ci este mincinos. Pentru că cel care lingușește dorește să obțină un profit. Și atunci, um, cuvintele lui sunt minciună. Sunt prefăcute. Asta înseamnă că oricând te va lăsa, cel care te lingușește nu este un om de bază. Hai, cu siguranță. De să nu crezi în cei care te, te laudă. Vorba lui Eminescu, tu ești... Tu rămâi la toate rece ce e val ca valul trece. Da? Sau apropo de, de valori, nu spera când vezi mișei la izbândă făcând punte, te-or întrece nătărăii de a fi cu stea în frunte. Da. Deci, până la urmă, răspunderea este și a lingușitorului, dar și a celui care se lasă lingușit și îi place să fie lingușit. Niciunul nu este la locul potrivit acolo. După părerea mea, și foarte greu de realizat acest lucru, o creștere a valorii, a meritocrației, o are familia, o are școala și o are biserica. Își fac aceste trei entități datoria în țara noastră? Da. Dar cum? Da. Um, fiecare cum poate. Fiecare cum poate își face datorie și cum e lăsată să-și facă datoria. Vedeți, lucrul acesta nu le discutăm așa, familie, biserică și școală, ca trei elemente, așa într-un puzzle și le vedem acum. Dar ele au forma și evoluția și prestanța lor astăzi, în structura asta, în societatea asta, formată în timp. Formată în timp. Părintele Arsenie Boca zicea la un moment dat, mă, nu-i mai judecați pe preoții voștri, că sunt copiii voștri. Ar putea, am putea extrapola și la zice, mă, nu-i mai judecați pe politicienii voștri, că sunt copiii voștri. Deci ei n-au apărut din senin oamenii aceștia în anumite funcții. Sau pe, pe profesorii voștri. Că sunt copiii voștri. N-au apărut din sănin. Deci, felul în care eu sunt astăzi se, se datorează și familiei mele felului în care am crescut, și educației, dar și familiei mele. Da? Deci familia ce este asta și cum a ajuns să fie așa astăzi? Nu din cauza ei. La familie se lucrează de mult. De când, nu știu, au fost rupte familiile, când treiau părinții și copiii și bunicii, trei, poate chiar patru generații într-o familie, acolo lucrau hmm pământul și a, a venit uh, o ideologie și a spus, domnule, poftiți în industrie. Nu negăm evoluția tehnologică, industrială, post-industrială acum, inteligența artificială de care iarăși vorbeam. Nu o negăm. Însă e clar, familia s-a dezbinat. Unii au rămas acolo la țară, alții au venit la oraș. Acum dezbinarea a mers mai departe. Unii au rămas în oraș, din familia asta frântă, și unii au plecat dincolo, la muncă. Iar familia a rămas de izbeliște. Concomitent cu această forță fizică a banului și a nevoii de a munci și a câștiga, care îi desparte pe oameni, da? că banul știm că este ochiul cui. Ori diavolul este dezbinătorul. Diavolein, în greacă, înseamnă dezbina, dezunia, împrăștia. Centrifug. Da? Deci, pe lângă această forță a dezbinării pentru a munci și a câștiga și a supraviețui, este și ideologia actuală a granițelor deschise. Du-te, poți să mergi oriunde. Este un proces care nu mai poate fi oprit. Și pe care oamenii l-au ales. Ori aici, în primul și primul rând, are de suferit familia. Ce mai face familia? Ce influență are soția de aici din România asupra soțului plecat în Spania de trei ani? Da? Ea are 27 de ani, el are 32, să zicem Ce influență are? Sau invers nu? Sau ce influență mai am asupra copiilor Dacă plecăm amândoi părinții, muncim dincolo Și copiii rămân crescuți de un bunic Care abia stă în baston Ce, ce creștere mai putem asigura? Ai? ai trimite banii bani, cadouri de Crăciun, de Paști Bun Dar ce influență educativă mai putem a... Deci familia în ziua de astăzi Este rezultatul unui proces istoric Ca să, ca să zic așa Uh, nu putem la izola, păi familia. Și concomitent cu asta sunt ideologiile. De gen, de exemplu. În care ni se spune că se poate trăi și altfel. Deci nu mai este câinele de pază al familiei care să te protejeze de non-valori sau de valori greșite. Și atunci ești vulnerabil în fața ofertelor de ideologie din orice, din orice parte. Suntem foarte vulnerabili. Va, familia nu mai are forța de protecție pe care avea odată. De aceea am spus că cei șase ani de casă de astăzi nu mai sunt ca cei șase ani de acasă de acum 50-60 de ani. Biserica la fel. Face ce poate. Se adaptează cu tot mai puțin credincioși. Biserici, uite, de oriunde. Nu mai sunt arhipline. Erau arhipline mai de mult, Acum nu mai sunt arhipline într-o duminică obișnuită, o sărbătoare obișnuită. De ce? Pentru că pur și simplu nu mai e demografie, nu mai sunt oameni. de deci sunt plecați. Pur și simplu. Uh, lucrează foarte mult. Nu mai duminica era duminică. Nu se lucra. Acum sunt foarte mulți care lucrează inclusiv duminica. Da? Care n-au niciun Dumnezeu, cum zicem. Deci nu mai au oameni timp să meargă la biserică și nu mai sunt oameni. Că sunt plecați face ce poate, să duce biserica după ei și întinde misiunea, nu străinii din diaspora, biserica ortodoxă română se ocupă și de ei. A hirotonit preoți, episcopi în zonele din străinătate, din Germania, din Austria, din Italia, din Franța, din Spania, unde sunt români, mai mulți. Își cumpără românii acolo, închiriază biserici sau locașuri de cult, care icoanele cu ei în fiecare duminică de la 100 de kilometri preoți. Da? Aranjează biserica o oră înainte de a începe slujba, da? după aceea strâng icoanele și toată recuzita liturgică da? și pleacă ca sute de kilometri. Sau își cumpără biserici, acum dacă sunt comunitățile mai înstărite, ca să fie biserica acolo tot timpul. Deci biserica își face datoria. Cum poate? Școala. Iar școala are aceeași problemă. Nu mai are cu cine să lucreze. Sunt tot mai puțini elevi. Cu cei care sunt. Cu cei aici, care sunt. Aici zice că ar fi chiar un avantaj, că ar putea fi clase mai mic, cu mai puțini elevi și atunci te poți aplica uh, mai mult asupra fiecăruia dintre ele. Sigur că da. Nu erau când am terminat eu, de exemplu, liceul, eram 42 în clasă. Acum sunt 22, 25. Sigur, sigur. Numai că profesorii, când ați terminat dumneavoastră liceul, da? acum câți ani? Mulți. Mulți ani. Da. Uh, profesorii. 50. Erau da. mulțumiți. Da. Erau mulțumiți cu salariul lor pentru că nu aveau ce să facă și să cumpere prea multe. Nu? Nu era ispita, reclama, ofertele de astăzi. Ori astăzi profesorii sunt plătiți uh, da? sub uman. Și atunci unde mai este motivația? Păi nu este și o vocație. Eu zic că păi și la și profesori, și la preoți e nevoie și de vocație. Și la medici e nevoie da. și de vocație. Sigur că da. E nevoie sigur. și de vocație. Însă, dacă ai, știu eu, doi copii și ai păi... vocație, cum le cumpere rechizite pe vocație? Da? Cum le cumperi? Ce au nevoie? Și ei. Nu toți suntem dependenți de a trăi în lumea aceasta și de sistemul creat de lumea aceasta, tot de către noi oamenii sau o parte, infima lor, da, care gândesc strategiile, nu tot aici ajungem. Eu zic că vocația uh, bate nevoile de zi cu zi. Sigur deci că. Deci dacă ai o vocație. Și vă dau exemplu, mama mea. Da. În, uh, era cadru didactic, învățătoare. La un moment dat a rămas... Fără soț, cu doi copii, cu încă un nepot și încă o bunică, să zicem așa, moștenită. Deci, 5-15 pe un salariu de învățătoare. Cu toate acestea, și cu datorii imense rămase în urma încercării salvării tatălui meu. Cu toate acestea, la ora 12, când toți sau majoritatea celorlalți plecau, ea rămânea cu cei mai slab pregătiți să facă meditație și n-a avut de-a lungul carierei niciun rebut. Niciun rebut. Țin minte că la un moment dat i-a dat directorul un uh, elev care deja aproape că trebuia să ia buletinul și era în clasa a doua și îi spunea, Emilia, dragă, deci nu știu cum te vei descurca că ăsta nu stă nici măcar în bancă, umblă prin, nu îl putea să prin... Și știți ce a răspuns mama? Nu s-a născut elevul care să nu-mi stea mie în bancă. Și l-a dus până în clasa 4, -a, după aceea l-a urmărit și 5 l-a urmărit și în caz special. Uh, și a făcut o profesională și acel copil cu problemă a ajuns un om normal, cu serviciu, cu familie și asta înseamnă, zic eu, vocație. Când avea toate motivele să nu fie... Ei murise soțul, avea datorii imense, familie Sigur. grea. Sigur. Deci, Eu vă întreb pur și simplu: dacă mama dumneavoastră, care a făcut treaba aceasta acum, nu știu, poate 70 de ani, da. ar fi trăit astăzi, ar fi procedat la fel? Nu pot să știu lucrul ăsta. Nu po să știu. În lucru condițiile să... acestea, ar fi procedat la fel? Eu cred că da. Eu cred că da. Că mai rău decât a fost atunci. N-avea cum. N-avea ce să fie. Deci nu avea ce să fie mai rău decât atunci. Să mai sau... poate, mai pot trăi astăzi, a spus, nu? Pe un salariu trăiau cinci persoane. Greu. Greu. Astăzi să mai poate trăi prin un salariu, un salariu normal. Un salariu da. normal. De 2 trei mii de lei. Să zicem. Da. da. Un minim pe economie. Pot trăi cinci persoane azi? Atunci puteau. Acum pot trăi? Nu știu, te-am... Nu știu, nu știu ce să zic. Cel mai probabil că nu. nu. Cel mai probabil că nu. Sigur, dacă vrem o generație de martiri, facem totul, pro bono. Facem totul. Însă trebuie să și trăim. Nu le poți cere oamenilor nedându-le cele necesare traiului, trăiește din vocații. Că nu sunt vremurile, Asta este sistemul. Nu poți să trăiești doar din vocație. Atunci dacă trăiesc din vocație, nu știu. Mă duc nu? și mă călugăresc și stau acolo. Și vocația rugăciunii, a slujirii lui Dumnezeu. Aia este vocație. Însă am uh, o familie. Iar vocația nu e suficientă pentru a crește, uh, a crește copii, a le oferi o educație, la tot ceea ce se oferă în ziua de azi. Gândiți-vă, era câți copii erați, Mama dumneavoastră acum 70 de ani. Gândiți-vă că părinții astăzi își duc copiii în fiecare zi la o activitate după masă. Baie e not, baie limba germană, baie chineză, baie este dezvoltare personală, ba este matematică, română, istorie. Atunci nu erau lucrurile acestea. Atunci era un telefon fix în casă, dacă era un telefon, nu aveau chiar. toți. Da? Ok, bun. Acum, copiii au nevoie de un telefon elementar. Cu butoane. Au nevoie, nu poți comunica cu ei. Asta ne-a intrat în sânge. Deci fiecare sau cel puțin câți mai mari au nevoie de un telefon. Atunci nu aveai mașină, erau autobuze care acum nu mai sunt. Ai mașină, aia presupune cheltuieli enorme. Cât cheltuiți pe lună cu combustibil? Câte sute de lei? Sunt Eu puțin, da? dar puțin, dar sunt puțin. oameni care Sigur. merg mult cu bicicleta. Sigur. Da? Și eu personal consum da. puțin, că merg foarte mult dar cu adevăr, bicicleta. Sunt oameni dar de... Mihaela care duce pe copii zilnic la școală, dus întors cel puțin 20 de kilometri, într-o da. lună adună, se, adună, se adună, sute de lei bune. Da, da. Deci nu, nu mai sunt condițiile. Da. Bine, acum 70 de ani copiii mergeau pe jos. Iarna, prin zăpadă, până în gât, cum erau iernile atunci, se duceau la școală pe jos. Și acasă. Nu mai sunt timpurile, nu mai sunt vremurile acelea. Nu putem cere, pune vocația în, în față. Și pur și simplu trebuie gândit cum să susținem, să-i plătim uh, onorabil pe, uh, pe profesori, astfel încât ei să aibă motivația să fie acolo la catedră, să-și facă datoria și să se ocupe de copii care nu mai sunt ca acum 70 de ani. Adică acum 70 de ani copilul dacă nu comenta ceva, lua una cu două palmei și nu mai comenta nimic. Acum copiii sunt cu, cu, gândire, cum să zic, și exprimare asertivă. Adică susțin punctul de vedere. Dar de deci, ce comentează? Gândiți-vă, la o clasă de copii crescuți de familie, cum le-au putut crește? Că părinții sunt despărțiți sau au la muncă sau nu au timp pentru că lucrează foarte mult. Deci au cei șase ani de acasă de astul de cum îi iau, Vin la școală și tu trebuie să le predai și o programă extrem de încărcată da? și să faci și educație cu ei. Să compensezi și ceea ce n-au primit de acasă, pentru că părinții au făcut și ei ce au putut. Că familia este, repet, împărțită. Um, și atunci, profesorul, cum să facă lucrurile acestea? Dacă tu îl ții cu un salariu de, de jocură, cum să-l motivezi? Vocație. Vocație. Dar vremurile sunt vremuri. Și valorile, um, oricum ar fi, trebuie susținute și profesional, inclusiv cu cu, susținere, cu cu bani. Am mai fi avut mult de vorbit despre Singur. valori, dar iată și nou timp, am, valori. A, am depășit deja timpul acordat emisiunii, așa că rămâne pe vinerea viitoare. Doamne, ajută. Dragii mei, până la viitoarea emisiune, Mihai Maga vă dorește multă sănătate și liniștea pe deplin meritată.